Moment inedit sâmbătă pe stadionul municipal din Câmpul Lung la meciul amical dintre ACS Inter Câmpul Lung și Recolta Gurașuții. În minutul 40 al întâlnirii, după un cartonaș roșu arătat unui jucător de la oaspeți, cel care a părăsit terenul de joc a fost chiar arbitrul întâlnirii, pentru că jucătorul eliminat nu a vrut să iasă de pe teren, fiind susținut și de antrenorii celor două echipe. Ionuț Bodea a decis să plece la vestiare, locul său fiind luat de unul dintre tușieri. Revenind la jocul amical, prima repriză a fost una echilibrată cu ocazii de gol la ambele porți. De altfel, fiecare echipă a înscris înainte de pauză, însă ambele goluri au fost anulate pe motiv de offside. În repriza secundă, mușcelenii au marcat de două ori prin Bogdan Stancu și Ștefan Horvat, iar ACS Inter Câmpul Lung, Recolta Gurașuții, s-a încheiat 2-0. La oaspeți antrenor este Remus Zanfir, fost jucătorul Câmpul Lung, care a și intrat pe teren, iar la final nu a ratat ocazia să-și salute foștii coechipieri, pe Alin Durdun, antrenor la ACS Inter, și pe Sergiu Coman. Ziceai că am venit la probă 1-1 de o pasă. Era frică că greșești. Era frică că greșești, da. Și n-ai greșit decisiv? Pute, când a dat gol. A scos o lovitură liberă, a scos, s-a văzut. Victoria în amicalul de sâmbătă a fost și pentru CS Rucăr, liderul diviziei D. Echipa pregătită de Vali Cocoș și Bogdan Simion a jucat în deplasare la Știința Mărunței, în fața căreia s-a impus cu 1-0. Unicul gol a fost marcat de Marinescu în minutul 68, iar la scurt timp, Alin Ristea a ratat un penalti.